găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Invitatul meu de astăzi este domnul Manuel Rotaru, director SC Publitrans 2000 Sapitești. Bună ziua, domnule Rotaru, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Să rămână și eu mulțumesc pentru invitație și mă bucur că ne reîntâlnim. Nu ați mai venit de mult la emisiunea noastră și știu că acum ați venit cu noutăți, cu informații proaspete pentru Piteșteni, pentru telespectatorii noștri. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că, așa cum se știe, de ceva timp a fost înființată o linie nouă, o stație nouă de transport. Aveți în vedere să înființați și o linie de transport cât de curând. Va fi o politică tarifară nouă, un studiu de marketing care va fi aprobat în ședința de Consiliu Local din această săptămână de mâine. Da. Toate acestea. Să ne vorbiți de punctual de fiecare în parte, o să ne vorbiți de prețul biletului, cât va ajunge biletul, cât va ajunge prețul unui abonament, toate acestea pe parcursul emisiunii. Da, în primul rând constat cu bucurie că nu aveți emisiunea intitulată Administrația la zi, văd că sunteți la zi cu noutățile, cel puțin cele din administrație. Ce vreau să vă spun și ce vreau să informez piteștenii, este faptul că vorbeam de mult despre un studiu de marketing și despre o nouă ofertă tarifară. Iată că a sosit momentul ca acest plan de marketing și această ofertă tarifară să fie supusă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pitești, care va fi introdusă chiar în ședința de mâine pe ordinea de zi a Consiliului Local. Ca și noutate, începând cu 1 ianuarie, exact cum am mai spus și cum și autoritățile publice locale au anunțat, intenționăm să înființăm o nouă linie de transport, astfel încât să asigurăm cererea de transport mult promisă în zona bazinului olimpic, în zona cartierului Popa Șapcă, în zona cartierelor Eremia Grigorescu, astfel încât să facem și legătura cu aceste cartiere și să le introducem în rețeaua mare de transport, atingând stațiile centrale importante, cum ar fi stația I.C. Brătianu, stația Muzeu, stația Mediu. Au fost solicitări multe în acest sens și vorbim despre linia 1, din câte... Dar, da, va fi o nouă linie, de fapt, va fi linia 1B, pentru că ea se suprapune în mare parte cu linia 1, dar linia 1 nu avea o frecvență atât de mare și am mai spus la dumneavoastră în emisiune, am încercat și cu linia 1 prelungită până în Găvana și nu am avut încărcare, dar acum presupun că venind în sprijinul multor solicitări, cel puțin din partea părinților celor care practică acest sport minunat și care îl permite Piteștiul, adică notul, și unde știu eu că au ieșit și foarte mulți campioni. Deci venim în sprijinul dumnealor și încercăm mai ales să legăm și nou obiectiv, strandul, pentru că eu zic că s-a schimbat și acest parc de agrement, să legăm cu centrul orașului astfel încât să asigurăm și această cerere de transport. Și nu în ultimul rând trebuie să ținem cont și de cartierul Popa Șapcă, care are un număr destul de mare de cetățeni. Și probabil nu toți o să se ducă sau o să-și ducă la școală copiii sau o să se ducă la serviciu cu autoturismele proprietate personală. Ca și noutate, mâine în Consiliul Local va fi noua ofertă tarifară propusă atât de către consultantul austriac cât și de cel luat în parteneriat, consultantul român. Nu pot să ascund faptul că și noi am lucrat cot la cot la acest plan de marketing și a trebuit să ne recunoaștem atât punctele bune cât și punctele vulnerabile. Știți, este bine totuși când se face un studiu de către altcineva care te vede obiectiv și critic, decât să-l faci tu și să te vezi totdeauna frumos și fără nicio problemă. Deci trebuie să ne recunoaștem atât minusurile cât și, bineînțeles, plusurile nu se cuantifică. Știți, ca în legea gestiunii, minusurile se impută, plusurile se încarcă. Deci e bine să-ți recunoști totuși și minusurile și să iei măsuri la timp, astfel încât să poți să corectezi și să mulțumești cetățenii cărora te adresezi.
Știu că vor fi modificări în ceea ce privește atât prețul biletului, prețul abonamentului. O să ne spuneți și de noutățile privind biletele. Înțeleg că și aici v-ați gândit la o politică. Veți introduce biletul pentru o singură zi, abonamentul anual. Da. Vom vorbi despre toate acestea. Telespectatorii noștri, dacă vor să intre în legătură directă cu noi și vor să vă adreseze anumite întrebări legate de, despre tariful la prețul, tariful la bilet și la abonament, o pot face sunând la numărul nostru de telefon 0344 09177, pe care și colegii o să-l afișeze pe ecran. Vom încerca și domnul director va încerca să vă răspundă întrebărilor dumneavoastră și eu știu să vină cu noutățile pe care dumneavoastră vi le doriți să le aflați. Spuneați despre această politică tarifară, va intra de la 1 ianuarie 2017. Haideți să concret, ce se modifică? Crește prețul biletului? Deci, și cât crește? În noua politică tarifară sunt propuse, exact cum am spus și aici în studio, două variante. Odată cu biletul la valoarea de 2,20 lei și odată cu prețul biletului la valoarea de 2 lei. Mai survin anumite modificări în structura, deci se rebalansează tarifele și ce vreau să spun, că sunt anumite categorii de abonamente care se scumpesc și anumite categorii de abonamente care se ieftinesc. Și mai există ceva nou, se introduc încă două produse noi, abonamentul pe un an, pe toate liniile, nominal pe un an, pe toate liniile, și biletul de o zi, și acest bilet este nenominal pe toate liniile. Și acum să revenim. Deci abonamentele pe săptămână vor crește puțin la preț, întrucât la aceste abonamente există posibilitatea de fraudare cea mai mare și nu înțeleg de ce comportamentul piteștenilor de transport al piteștenilor se manifestă în achiziționarea abonamentelor pe o săptămână. Bineînțeles că încerc să-mi dau seama și consultantul m-a ajutat să-mi dau seama. În ce sens spuneți, vorbiți despre această fraudare deci, la abonamentul pe o săptămână? Ce vreau să vă spun? Deci abonamentul pe o săptămână este abonamentul cel mai vândut și nu este normal ca prețul unui abonament pe o săptămână să nu acopere nici măcar costul manoperei de scriere în tonetă, de funcționare al tonetei și al tipizatului. Acestea pot fi și se încearcă a fi modificate de către utilizatori la dată. Deci se încearcă lucrul acesta. Acum, bineînțeles că am avut foarte multe cazuri când aceștia au fost prinși de către controlori sau se mai încearcă să se spună, stați că eu am avut abonament, astăzi mi-a expirat, uitați-vă și eu vreau să mă duc să-mi iau abonament, vă rog eu frumos, lăsați-mă că eu sunt călător fidel. Nu, eu ce pot să spun și ce am văzut și din experiența consultantului, călătorii fideli sunt aceia care își cumpără corect abonament pe o lună. Și tocmai de-aia vreau să venim în sprijinul cetățenilor municipiului Pitești, reducând, exact cum am mai spus-o la dumneavoastră în studio, pentru că municipiul Pitești, destinațiile se pot combina din două rute de transport, astfel încât să ajungi în fiecare destinație sau în destinația dorită. Și vrem să venim în sprijinul cetățenilor ieftinind abonamentul pe două linii de la 95 de lei la 70 de lei și abonamentul nominal pe toate liniile de la 140 de lei la 80 de lei. Sperăm noi că piteștenii nu vor mai avea disconfortul că nu au un bilet în momentul în care folosesc altă linie sau se hotărăsc să meargă pe jos atunci când folosesc altă linie, fiind conștienți că nu au bilet pentru sau abonament valabil pe linia dorită. Atunci se poate utiliza acest abonament, care zic eu că este la un preț destul de accesibil. De altfel, și mai spuneam despre produsul nou, biletul pe o zi nominal, care costă 8 lei, deci practic cu acest bilet poți să călătorești nelimitat pe orice traseu o zi întreagă. Acesta pentru... va fi introdus de la 1 ianuarie, va fi introdus un bilet de la 1 ianuarie. 8 lei, da. E vorba de bilet, este nenominal, da. Clar, pe toate liniile și toată poți ziua. Călători o zi întreagă cu acest bilet de 8 lei. Da. Aceasta este noutatea și mai vorbeam de... Și ce mai vreau să spun, deci această politică tarifară va fi
pusă în aplicare după ce va fi aprobată în ședința de Consiliu Local. Până atunci nu va fi, și dacă va fi aprobată, va fi aplicată cu 1 ianuarie 2017. Și tot în această ședință de mâine a Consiliului Local, consilierii vor aproba, dacă se va aproba această politică, așa cum spuneți dumneavoastră, tarifară, acest plan de marketing, vor aproba și creșterea biletului, prețului la bilet. Nu. Deci se va dezbate creșterea prețului la bilet, dacă vor să o aprobe, o aprobă, dacă nu sunt dânsii consideră că nu se justifică, pot să nu... Propunerea este să crească de la cât de e? De la 2 lei la 2,20 lei. 2,20. Deci sunt două variante prezentate, sunt variante studiate prin studiu de marketing. Și vreau să spun că acest preț la bilet de 2,20 lei, de fapt, a fost impus prin acordul de sprijin municipal semnat cu Berdu și aici pot să apară anumite probleme în cazul în care banca nu acceptă această nouă politică tarifară, dar sper eu să nu avem probleme, întrucât noi ne dorim să introducem și contractul de servicii, iar o noutate în serviciul de transport public local, ce pot să vă spun, că o să fim primul oraș care o să aibă un contract de servicii în serviciul de transport public local pe legislația europeană, acel regulament 1370. Acest contract de servicii, vreau să subliniez, să se înțeleagă, că este un pas foarte, foarte important în accesarea de fonduri europene. Fără acest contract de servicii, să știți că nu se poate accesa niciun euro. Sunt două condiții puse în vederea accesării fondurilor europene pe POR AXA 4, mobilitate urbană, și anume întocmirea planului de mobilitate urbană durabilă și existența contractului de servicii publice. Numai după ce ai aceste două documente parafate și în vigoare, numai atunci poți să faci o cerere de finanțare pe proiecte europene. Și dacă tot am ajuns la proiecte europene... Să înțeleg și că e o prioritate pentru dumneavoastră accesarea de fonduri europene. Este cea mai mare prioritate și eu zic că pentru toți operatorii de transport public local din țară, în primul rând este o oportunitate și apoi o prioritate. Dar, exact cum am mai spus și cum iar vreau să subliniez, autoritatea publică locală este beneficiarul acestor fonduri europene în parteneriat cu operatorul de transport. Și nu vreau să se înțeleagă și să creadă cineva că s-a promis și că s-a uitat. Nu. Deci, proiectul de modernizare a stațiilor există, este făcut, așteptăm să iasă ghidul pe axa 4 și primăria municipiului Pitești să aplice pentru acest proiect. Proiectul de ticketing care va fi introdus, tot la fel poate fi finanțat din fonduri europene, este în lucru și achiziția de autobuze electrice. Exact ce s-a promis pentru transportul local, asta se încearcă să se facă prin accesare de fonduri europene. Eu zic că este o oportunitate și de ce să nu primești ceva aproape gratis? Se poate face doar dacă veți avea acest contract de servicii. Neapărat să existe acest contract de servicii. Și dacă tot ați adus în discuție modernizarea stațiilor de autobuz, am spus la începutul emisiunii, am vorbit despre înființarea acestei stații de la Cercul Militar, care e foarte utilă, din câte am auzit. Da. Ce vreau să vă spun? Tot din studiul de marketing a rezultat și înființarea acestei stații, pentru că s-a observat că acolo este o afluență mare de călători și nu este stație. Și tot dânsii au propus înființarea acestei stații, la care domnul primar și-a propus să accepte această idee și, acceptând-o, a și înființat această stație și în primul rând a amenajat-o, după care am înființat această stație de transport. Această stație de transport inițial fusese înființată doar pentru liniile 2 și 19, ulterior s-a luat decizia să oprească toate liniile de transport, fiind mutată și stația de la Parcul 1907 de acolo, a liniei 13B. Deci, practic, și 13B, și 7B, și 8, deci toate autobuzele care trec spre centru, toate opresc în acea stație. Credeam... Știți că le-ați ușurat oamenilor, pentru că distanța, totuși, între cele două stații, pentru a ajunge în centru, era destul de măricică și așa, astfel oamenii au acum posibilitatea coboară chiar în centru. Sunteți un fin observator și chiar pot să vă confirm faptul că încărcarea din stația de la teatru a scăzut pentru că s-a mutat aici la muzeu.
Deci, într-adevăr, am venit, eu zic că a fost un lucru bun și că am venit în sprijinul cetățenilor și cererii de transport de municipiu. Aveți Pitești și alte solicitări în ceea ce privește înființarea unor astfel de stații? Bine, asta era clar că era nevoie, era necesară aici în centru. La ora actuală nu avem solicitări de înființare de noi stații, dar odată ce se înființează și se pune în funcțiune altă linie de transport, normal că trebuie înființate și noi stații. Și deci vor fi înființate și alte stații pe această nouă linie. Intenționăm să capul de linie să fie în mall. Deci nu este o reclamă, este pur și simplu așa se numește acolo, după care va fi un circuit care va ieși pe Maternității, de fapt pe Calea Bascov, Maternității se va duce pe în stație la Liceul I.C. Brătianu, la muzeu, la mediu, va coborî pe Gheorghe Șincai și se va intra în nou circuit până la piscina olimpică sau bazinul olimpic. Haideți să vă citesc și două mesaje de la telespectatorii noștri și apoi vom continua discuția și despre modernizarea stațiilor de autobuz și despre automatele de bilete, despre tonetele pe care le aveți în momentul de față, dacă sunt suficiente, că automatele știm că au mai fost probleme și o să vă întreb dacă s-au mai rezolvat între timp. Oamenii spuneau că de multe ori nu funcționează și își exprimau nemulțumirea în acest sens. Primul mesaj, oamenii sunt nemulțumiți pentru că s-a mutat stația de Mioveni, de la Mioveni. Aici intervine alt tip de transport, deci nu aparține transportului public local. Dar ce vreau să le spun oamenilor? Stația s-a mutat pentru că trebuia respectată o licență de transport. Pur și simplu, s-a respectat o licență de transport. Dar eu zic că este și o veste bună prin faptul că înființăm acea nouă linie, astfel încât stația, să zic, din dreptul cantonului după Calea Bascov, exact unde opresc cursele de Mioveni, va fi stația de îmbarcare pentru toți cetățenii care vin sau de debarcare pentru cei care vor să plece din sau dinspre Mioveni. Deci eu zic că această stație rezolvă și această problemă. Dar, încă o dată spun, nu noi am desființat-o, era normal să se desființeze pentru că nu avea ce să caute în interiorul orașului. Am înțeles. Se poate prelungi linia 2 până la Dobrogostea? Oamenii spun că au multe mers. Nu, deocamdată, pentru că nu este un transport organizat în zona metropolitană, iar Dobrogostea nu face parte din municipiul Pitești. Deci, la ora actuală, trebuie să facem curse doar în interiorul municipiului Pitești, și de aceea încercăm și o nouă reorganizare începând cu 1 ianuarie, ca să ne pliem exact pe lege. Dar trebuie să se plieze pe lege și operatorii care operează gratuit în municipiul Pitești. Nu vreau să mă exprim eu acum dacă pe baze legale sau altfel, dar eu spun că nu este corect să meargă gratuit dintr-un capăt al altului al orașului, astfel încât călătorii să folosească aceste mijloace de transport, să ne facă de fapt o concurență neloială, în paralel. Am înțeles. Vorbeam despre stațiile de autobuz. Știu că printre solicitările oamenilor erau să fie acoperite aceste stații, să aibă și unde oamenii unde să se poată așeza, că sunt cam simple. Deci, doamnă, ce pot să vă spun și este normal. Deci, oamenii nu cer decât normalitate. Deci, o cerere de foarte mare bun simț și de decență. Exact. Deci, ce pot să-i asigur pe cetățenii municipiului Pitești că odată ce se va implementa acest sistem, acest proiect de modernizare a unui număr de 99 de stații aflate pe teritoriul municipiului Pitești, sigur, aceste stații unde permit o să aibă astfel de amenajări. Mai mult decât atât, se vor menține cele 20 de puncte de vânzare care vor fi incorporate în incinta stațiilor. Unele stații vor fi prevăzute și cu toalete. Majoritatea stațiilor vor fi prevăzute cu un panou de informare călători. Deci nu va fi stație care să nu aibă harta traseelor afișată și orarul de circulație al autobuzelor. Deci vor fi stații moderne, eu proiectul l-am văzut, probabil și o parte din consilieri. Aveți și acum, din dar consilieri sunt mai puțin vizibile. Acum vă propuneți să fie mult mai accesibile oamenilor. Da, deci arhitectura și tot proiectul a fost avizat de către primărie.
Deci să știți că nici noi nu putem să existăm fără autoritatea publică locală. Deci ne bazăm unii pe alții, suntem parteneri. Deci nu putem fără dânsii. În ceea ce privește automatele de bilete, spuneați că aveți 20 de tonete, sunt suficiente pentru întreg orașul? Niciodată nu o să fie suficiente punctele de vânzare, cel puțin în mentalitatea călătorilor care vor să se eschiveze. Dar ce pot să vă spun? S-ar putea să le pregătim o mare surpriză cetățenilor din municipiului Pitești în momentul în care vom introduce sistemul de etichete. Mi-aș dori ca acest sistem să aibă casă de marcat la șofer, astfel încât să putem să achiziționăm, în cazul în care nu am achiziționat de unde a trebuit și când a trebuit, bilet. Dar, bineînțeles, prețul unui astfel de bilet achiziționat în autobuz va fi pe măsură. Nu va fi la fel ca cel achiziționat de la tonetă. Căci altfel am mutat încasarea la șofer, da? Și șoferul n-ar sta decât să vândă bilete și atunci îți trebuie o risiri pe mare de tot de resurse, pentru că autobuzul trebuie să stea mult în stație, să încaseze, după care să plece și deci nici programul de circulație nu ar fi respectat. Deci, în acest sens, nu s-a respectat, de fapt, principiul de bază al transportului public local. Deci nu va circula pe bază de grafic și să-l mai și respectă. Ori noi ținem foarte mult la chestia aceasta, nu știu dacă ați observat, dar am încercat să-i obișnuim pe piteșteni că avem un anume ritm de circulație și că să le imprimăm siguranța că, sigur, dacă au pierdut un autobuz, într-un timp rezonabil o să vină și al doilea. Deci nu o să fie o problemă. Tocmai de-aia le spun să nu se grăbească, mai ales că vine sezonul rece, o să fie probabil și un carosabil alunecos și un trotuar alunecos, să nu se grăbească că autobuzul va veni. Și am mai spus frecvențele din linia 2, din linia 8. Pentru că aici erau probleme pe linia 2 cel mai mult. Frecvența, înțeleg că s-a mai rezolvat. Văd că oamenii nu au mai adus la cunoștința noastră acest aspect. Și știu că ați mai încercat să rezolvați o problemă aceea, în ceea ce îi privește pe conducătorii auto, să rămână în stație, să nu se grăbească să plece, așa cum spunea și noastră, să încerce să-l aștepte și pe ultimul călător, pentru că sunt oameni în vârstă care mai vin, mai fug după autobuz și până acum se mai practica acest lucru, se pleca, nu se închidea ușile, nu, șoferul nu mai stătea să-l aștepte și pe ultimul călător. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, sunt de acord și cu modul acesta, exact asta am transmis și conducătorilor auto, dar trebuie și utilizatorii transportului public să înțeleagă că în momentul în care s-au închis ușile și autobuzul s-a pus în mișcare, chiar dacă este la muzeu și așteaptă la semafor la culoarea roșie, nu mai poate să deschide și nu are voie să deschidă ușile. Pentru că atunci am stricat un ritm de circulație, pentru că atunci am mutat atenția șoferului în altă parte și totuși să știți că meseria de șofer de autobuz este o meserie complexă. De ce spun eu lucrul ăsta? Pentru că șoferul de autobuz are atât responsabilitatea călătorilor, cât și responsabilitatea vehiculelor din trafic și inclusiv a autobuzului. Deci nu este o meserie ușoară, ne confruntăm, să știți, cu destule tamponări ușoare. Mai multe au există... a fost o perioadă când ați avut cam multe acum, în ceea ce privește autobuzele publice. Acum există o campanie și o dorință firească și autorității publice locale în ceea ce privește trasul a autobuzelor în alveolă, acolo unde stațiile sunt prevăzute cu alveolă. Asta vreau să vă ați anticipat întrebarea. Nu știu dacă toți participanții la trafic mai știu regulamentul de circulație, astfel încât în momentul în care autobuzul se află în alveolă, dă semnal stânga de ieșire, de părăsire a alveolei, să oprească, să-i dea prioritate, să iasă din alveolă. Deci, toți suntem participanți la trafic. Problema este și să înțelegem... Avem nervi, toți. Toți avem nervi. Nu mai vrem să ajungem cât mai repede la locul unde trebuie să ajungem. Vreau să le spun că eu trebuie, sau șoferul nostru trebuie să ducă probabil 60-70 de persoane la destinație odată și nu 2-3 cât sunt în autobuz, în vehicul. Iar dacă dânsul vrea cu vehiculul să ajungă mai repede, totuși să se gândească că mai sunt totuși 70 de cetățeni care suferă și care vor să ajungă într-adevăr la destinație și să nu întârzie.
Deci o să facem și o campanie, o să vedeți că o să punem niște autocolante pe autobuze, este un semn de circulație, de fapt, care arată exact sugestiv o alveolă, îi mulțumește celui care îi dă prioritatea autobuzului și vrem să facem o campanie și noi vrem să civilizăm cumva circulația în municipiul Pitești, în partea care ne aparține, cum am spus, trasul în alveolă, circulatul pe bandă, semnalizatul, mai avem de lucru și cu vorbitul la telefon, o recunosc, luăm măsuri și încercăm să eliminăm această, știu, obișnuință a conducătorilor auto, dar să nu uităm că toți suntem oameni și toți suntem participanți la trafic și toți avem atât drepturi cât și obligații. Și în ceea ce privește acest sistem civilizat de a călătorii despre care și dumneavoastră vorbiți, nu pot să nu vă întreb și despre controlorii de pe mijloacele de transport și cred că nu am punctat aici un aspect, că mă gândesc că dacă se schimbă, știu, prețul la bilet și la abonament, cred că schimba și prețul amenzii din mijlocul de transport atunci când omul este... Mă surprindeți, sunteți informată, deci exact cum am spus și în preambulul emisiunii, deci într-adevăr, prețul amenzii va crește de la 21 de lei la 40 de lei în autobuz, tocmai pentru a descuraja călătorii frauduloși și vreau să înțeleagă piteștenii că în momentul în care toată lumea își plătește prețul corect și prețul biletului, municipalitatea are mai mulți bani să facă și altceva pentru piteșteni. Deci subvenția în transport va scădea. Deci banii care încasăm de la primărie vor scădea și atunci și primăria poate să canalizeze, să facă și alte obiective în municipiul Pitești. De-aia v-am spus că suntem parteneri, deci trăim unii prin alții și primăria, atât noi, dar și noi trăim prin pasagerii pe care îi cărăm și pasagerii trăiesc prin noi pentru că îi ducem la locurile de muncă și deci asigurăm un serviciu și o siguranță. Dăm și acestui serviciu. Și în ceea ce privește pe controlori... La control, aici, exact. Da, la control. Capitolul, eu știu, atitudine, comportament, cred că s-au mai schimbat lucrurile. Nu-i problemă, continuăm discuția ca să nu... Că telespectatorii cred că sunt interesați, că aici probabil că îi interesează cel mai mult. Da. Problema controlorilor rămâne și va fi. Și a fost, rămâne și va fi. Deci niciun om nu se simte bine în momentul în care este surprins într-o postură neplăcută. Nu este plăcut să fii surprins fără documente de călătorie într-un autobuz plin, de exemplu. Mai ales dacă ai o anumită personalitate. Și acum, știți, în momente dificile, oamenii reacționează dificil. Și cauze diverse. Nu pot să fie îndrăgiți, dar nu pot să fie nici abuziv pentru că nu au voie. Ce pot să vă asigur, din punct de vedere al comportamentului, am avut din ce în ce mai puține reclamații. Deci nu am mai avut atât de multe reclamații pe control. Mai mult decât atât, am și schimbat organizarea corpului de control, avem și noi pârghii mai multe de control, se fac acțiuni mai multe de supracontrol, ca să spunem așa, adică să verificăm activitatea... Ați mărit și efectivul, personalul? Nu, cu același număr de personal, dar am mai scos șefii din birouri. Deci am mărit controlul controlorilor. Deci adică și ei sunt la rândul lor controlați. Sunt controlați. Dar ce vreau să vă întreb, ați constatat cumva, pentru că spuneați că nu mai sunt atât de multe sesizări în ceea ce privește comportamentul controlorilor, a scăzut și numărul celor care călătoresc ilegal? Din nefericire, nu. Numărul călătorilor frauduloși nu este nici în creștere, dar nici într-o continuă scădere, cam se menține. De, mi-aș dori, ar fi ideal ca acești controlori să nu mai poată să dea nicio amendă, adică să nu mai aibă cui să dea amenzi și atunci societatea ar fi bucuroasă pentru că înseamnă că ne respectăm unii pe alții. De muncă n-ar mai avea ce să îi ați direcționa către... Știți, ideal așa ar fi, să nu mai fie călător care să circule... Dar știți că asta încercam să... Sunt poate și cauze, nu știu... Activitatea controlorilor, ce vreau să vă spun, că erau tot felul de discuții și tot felul de percepții.
Activitatea controlorilor nu se măsoară numărul de amenzi care, pe care aceștia exact, le aplică. Exact, pentru că sunt voci care spun că fac exces, poate și de zi. Și poate din, în urma numeroaselor amenzi acordate, dânsii au un salariu, și asta este o percepție a oamenilor și de asta îi văd așa. Semnul că aceștia își fac treaba și implicit noi, societatea, ne facem treaba, este atunci când te urci și faci un supracontrol într-un autobuz plin și într-adevăr observi că toată lumea deține legitimații de călătorie sau te uiți la casierie și vezi că ți-au crescut încasările. Dar, concomitent, trebuie să vezi că a scăzut și numărul de amenzi sau de sancțiuni aplicate de către controlori. Aici se măsoară eficiența controlorului, a controlului și nu în numărul de amenzi aplicate. O altă curiozitate, cei care folosesc mijloace de transport în comun, respectiv autobuzele public-trans, pe care parte au mai, se cumpără mai mult abonamente sau bilete? Ați făcut așa o estimare? Nu, deci numărul total, nu, procentual, acum discutăm din venituri. Deci veniturile din bilete reprezintă cam 30% din total venituri. Restul din abonamente. Și tocmai asta ne dorim, în momentul în care biletele o să devină o raritate în utilizare, atunci înseamnă că am venit și cu servicii și cu oferte tarifare bune, astfel încât am fidelizat călătorii, sunt mulțumiți și, într-adevăr, au încredere în transportul public și îl folosesc. Spuneam ceva de abonamentul anual, nu știu dacă am și nu cred că ați vorbit despre el, am vorbit despre toate celelalte a spus dumneavoastră prețul. Tarife. Să le reamintim telespectatorilor. Este vorba de un abonament pe care îl pot achiziționa la începutul anului și pe toate liniile. Este nominal pe toate liniile și poți să călătorești tot anul pe toate liniile, dar să fie abonamentul tău. Și prețul este? De 800 de lei. 800 de lei. Da. Este introdus acum, vă propune să-l introduceți acum? Da, ne propunem să-l introducem. Nu este o noutate. În afară se practică și în România se practică. Acum îmi vine în minte imediat Brașovul, dar cam toate orașele mari au implementat acest tip de abonament. Ce pot să vă spun? Că odată cu introducerea noului sistem de etichetting și politica tarifară se va adapta. Probabil nu toate abonamentele vor putea fi preluate în noul sistem sau vor putea fi introduse alte produse, pentru că știți dumneavoastră, marketingul e de fapt sufletul comerțului. Adică, prin politica de marketing, trebuie să atragi călătorul către tine. Dacă, de exemplu, pot să vă dau un exemplu, dacă călătorești de 10 ori cu autobuzul, două călătorii le dau eu gratis. Deci, mai scazi din prețul biletului. Deci, sunt tehnici de marketing și, bineînțeles, vom beneficia și de consultanță și de specialiști, astfel încât să venim și atât în sprijinul cetățenilor, cât și în sprijinul serviciului de transport public local. Un alt proiect despre care amintați și care spuneați că va fi posibil tot prin accesarea fondurilor europene, cel al autobuzelor electrice. E mai greu de implementat la nivelul Piteștiului? Nu. Tocmai că la nivelul Piteștiului se pretează la ora actuală să se implementeze acest proiect, întrucât nu avem tramvai și nu avem troleu. Deci chiar credeți? Adică Eu cred într-un astfel. Eu cred într-un astfel de proiect, întrucât am avut și acel autobuz electric cehesc, care pe mine, unul și pe tehnicienii Publitrans, să știți că i-a mulțumit. Care a făcut cursele gratuite tocmai pentru... Pentru a demonstra că este un vehicul și face față cu brio în transportul public din Pitești. Și n-ați exact, mai reeditat ideea? Că știu că vă propus să arăți... Am vrut să reedităm ideea, a vrut să vină producătorul care ne-a livrat aceste autobuze, a vrut să facă o campanie în România, dar bineînțeles, este o discuție foarte lungă și trebuie tehnicizată această discuție pe tema autobuzelor electrice. Ce vreau să vă spun, în schimb, pentru specialiști. Deci autobuzul electric trebuie customizat pentru fiecare oraș în parte, funcție de topografia și de lungimea traseelor. Depinde cât de mult are de urcat, ce penți, ce rampe, pentru că sunt mai multe soluții
care se pot adopta în ceea ce privește înmagazinarea energiei electrice, fie în capacitori, fie în baterii electrice. Deci nu vreau să intru în astfel de detalii, dar sigur în Pitești va prinde. Și nu mai avem nici timp la dispoziție, mai avem un minut. Și, m-aș bucura, pentru că pot să spun că mă și pricep, iar și specialiștii din Publitrans se pricep. Și ce vreau să vă mai spun și cu asta închei, nu numai proiectul nu înseamnă numai achiziție de autobuze, ci și infrastructura aferentă încărcării și mentenanței acestor autobuze. Și când spuneți acest lucru, la ce vă referiți? La puncte trafo de încărcare, la hale de întreținere și de reparații, la tot felul de stații de gresat, tot felul de scule și dispozitive. Deci o modernizare atât a atelierului de reparații, cât și a infrastructurii aferente în ceea ce privește încărcarea, cât și a parcului de vehicule. Pentru că timpul nu ne mai permite, domnule Rotariu, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom reîntâlni, probabil curând, pentru că, iată, vorbim de ședința de mâine a Consiliului Local, în care se va aproba această politică nouă tarifară și, cu siguranță, veți veni să ne spuneți, până la urmă, care sunt concret tarifele pe mijloacele de transport în comun în Pitești. Ei bine, le-ați spus acum, dar atunci vor fi concret. Ne întâlnim curând. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor. Îi aștept cu știrile locale imediat. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și aștept o invitație exact în luna decembrie ca să stabilim ce avem de făcut și să convingem cetățenii ce au de făcut.